La tine alergăm, prea fericite Iosive, în necazul nostru, și plin de încredere cerem ocrotirea ta, după ce am cerut-o și pe a Sfintei tale logotnice. Pentru legătura de dragoste ce te-a unit cu neprihănita Fecioară născătoare de Dumnezeu și pentru dragostea părintească pe care ai avut-o către pruncul Iisus, te rugăm fierbinte să privești cu bunăvoință la moștenirea pe care Iisus a dobândit-o prin sângele Său și cu puterea și cu ajutorul Tău să ne aperi în nevoile noastre. Păzitorule preanțelept al dumnezeieștii familii, apără neamul ales al lui Iisus Hristos, îndepărtează de la noi, prea iubitorule Părinte, toate rătăcirile și patimile. Prea puternicul nostru ocrotitor, vino în ajutorul nostru în această luptă cu puterea întunericului. Și precum odinioară ai scăpat din primejdea morții pe pruncul Iisus, tot așa apără și acum Sfânta Biserica lui Dumnezeu de cursele vrășmașului și de orice nenorocire, și întinde puterea ta peste fiecare dintre noi, pentru ca, sprijiniți de pilda și de ajutorul tău, să trăim și să murim în sfințenie și astfel să dobândim fericirea veșnică. Amin.